Sistemul sanitar din țara noastră este încă o dată dat peste cap. După ce în nenumărate rânduri oamenii au fost nevoiți să cumpere pentru rudele lor internate în spital diverse medicamente, de la banalele aspirine sau feșe până la tratamente extrem de scumpe. Lungul șir de probleme par să nu se mai termine. La Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Constanța, stocurile de vaccin antitetanus au fost epuizate și cu toate că au fost demarate procedurile în vederea achiziționării de noi doze, ele întârzie să ajungă la spital pentru că Ministerul Sănătății nu a stabilit prețul pentru acest vaccin. Noi avem procedurile de achiziție, le-am derulat conform legii, am făcut licitație, am înțeles că depozitul are în stoc și urmează să ni-l livreze când se vor întruni toate condițiile legale. În cazul în care cineva ar avea nevoie de tratament pentru combaterea tetanosului, boală care este una infecțioasă gravă, care se caracterizează printr-o contracție permanentă și foarte dureroasă a mușchilor, acesta nu este disponibil. Totuși, în cazul în care nu aveți acces la un vaccin antitetanus, vă puteți adresa chirurgilor. Tetanusul poate să reapară în caz că nu se face profilaxia antitetanică. Problema este că nu vin la noi la infecțioase majoritatea plăgilor, că aceste plăci tetanigene de multe ori ajung la chirurgie pentru a fi curățate cu sute și așa mai departe. Noi asigurăm profilaxia antirabică și antitetanică doar pentru plăgile mușcate. Deci noi la infecțioase avem de-a face cu plăgile mușcate. Dar profilaxia antitetanică trebuie făcută, că dacă nu va fi făcută, s-ar putea să avem cazuri de tetanos și atunci va fi prea târziu să acționăm. Până la remedierea situației din sistemul sanitar, cetățenii ar trebui să fie foarte atenți pentru a nu fi nevoiți să ajungă în cabinetele medicilor, care din păcate nu ar avea cu ce să-i trateze.